odborník. Tata. Da, copii, vedeți? Este chiar foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Mai facem exerciții acestea în care toate operațiile vedem. Și paranteze. Acum o să facem un exercițiu ca să avem paranteză rotundă, paranteză dreaptă, da? Deci așa facem. Fracții decimale, da, fracții. Așa, așa. Deci, expresia e egal cu 2,05 2,05 minus un întreg și o treime. Împărțit la 3 pe 5 plus 1, totul într-o paranteză rotundă, înmulțit cu 5 pe 2 minus 1, totul într-o paranteză dreaptă, înmulțit cu 2 întregi și o doime, minus 3, totul într-o paranteză acolată, împărțit la 0,5. Egal cum? De acum nu vă mai spun viața mea de fracție. Nu mai spun. Nu mai pomenești, da? O să ne facem un plan de lucru, eu nu m-a speriat chiar așa de tare. Sigur că da. Adică 1 pe 2. Corect. Adică aia de dată 2 pe 1. Și o să fie 25. Ha, 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 ha. 25 pe 1. Unde? Unde, măi? Acolo, acolo la 2,5. Nu, ea zicea de 0,5 din coadă. De asta. 0,5. Da, dar tu el ne era să mi-ai dat 2,5. Și cum e? Aici cât este? 5 pe 2. Nu era 5 pe 2, ăla era 25. Ai o cacană. Atenție. Atenție. Păi 2 pe 2. 205 pe 100, mă. 205 mă, pe 100. Mă, 20 mare. Da, 20 mare. Deci 205. Victorii. Deci, da, deci zicem. Da. Așa. Iată, copii. Mihel acum insistă și spune, scriem tot numărul. Numărul pe câte? 205 supra 1 urmat de câte zecimale sunt aici? 100. 1 urmat de câte zecimale? 20. Ați înțeles că sunt 2 zecimale? Ce să ne complicăm? Deci 205. Minus 4 pe 3. 4 pe 3 ori... Așa. Bun. Deci 205 pe 100. Minus 4 pe 3. Minus 4, 4 pe 3, 3 ori 5 pe 3. Nu greșit? Ia vezi, o greșit? Păi 3 pe 3 ori... 1, 3 plus... A, v-am mutat de plus 1. A. Am greșit că se făcea mult. Minus 4 pe 3 ori cât? Ori 5 pe 3. Da, mai departe. Plus 1. Așa, plus 1. Apoi ori 5 pe 2. Da, nu cum trebuie să rotund, da? Da. Ori 5 pe 2. Nu putem să facem 2 pe 5? Păi ori. Păi dar nu-i împărțit. Dacă ar fi împărțit, am zice așa. Ah, se culca cu de toate. Totul într-o paranteză dreaptă. Deci ori 5 pe 2 minus 1 îl urmărești pe domnul profesor dacă a scris întâi. 5 pe 2 minus 1. Totul într-o paranteză dreaptă. Ori 5 pe 2. Da. Ori 5 pe 2, 2 plus 3. Da. Unde plus 2 ori minus? Minus 3. Nu mai ca lumea. Corect. Minus 3. Da. Într-o acoladă. Tot într-o paranteză acoladă. Ori 2 pe 1. Ori 2 pe 1 are dreptate? Dacă e... 5 pe 1. Da, 5 pe 10. Davide, dar 0,5 este 5 pe 10, corect. 5 pe 10 și împărțim prin 5, cât dă? Păi dar tot 1 pe 2 dă. 10 împărțim prin 5 și faci 1 pe 2. Și fiind împărțit 1 pe 2, sunt mulțit cu 2. A făcut mult mai la câțiva pașe. Păi 0,5 dați că e jumătate. Da, 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 da. Nu suntem în contradictoriu, da? Ori 2. Da. Egal cu Davidea. Davide, ești la mașă. Greșeală. Să ne gândim la paranteza aia rotundă. Da, 205. Noi îl ducem tot timpul după noi așa. Domnul profesor, da. Mai să fac alea de gradul 2. Da, băi, înțelegi, mă lucrăm mai am un pic. O facem, simplificăm cât se poate din mult. N-aveți cum. Cum? Merge pe un 5. Sus, jos.
Merge pentru în 5, asta este soluția, ca să știți. Da? Deci egală cu... Pentru un 5 simplificăm, da? Și 5 în 20, zi, zi da, vede că... O... 5 în 20 de 4 ori. Da. Și-o dat. Și-o dat. 41 pe? 41 pe 20. Pe 20. E altceva, sunt numere mai mici, mai plăcut ochiului. Mai poate fi simplificată? Nu. Nu. Minus, acolo? Minus 3 ori 3, 9, pe 20, 29. Cum? Minus cât? Minus cât acolo? Minus 4, 20 pe 9. 4, 5, 20. Minus 20 pe 9. Ce v-am zis de la început? Nu știu, nu mai e zis foarte clar, n-am auzit eu. Plus 1 într-o paranteză rotundă, vedem acolo, ori 5 pe 2, minus 1, și închide paranteza dreaptă. Ori 5 pe 2. Ori 5 pe 2, dar ea continuă. Minus 3 pe 3. Minus 3 pe 3. 3 pe 3. De ce 3 pe 3? E minus 3, simplu. Da, da. Minus 3 pe 1. E 1, nu pe 3. Că 3 împărțit la 3 e 1, nu e 3. Așa. Pui numitorul 1 când intrei, da? Minus 3 supra 1, da. 1 de maculada ori 2. Ori 2. Și calcul. Și este egal. Hai să ne gândim întâi. Ia uitați-vă un pic. Care să fie numitorul? Se împărte și la 20? Nu simplificăm 20 cu 20? Da. Da? Nu se poate că este cu scădere. Adunare sigur că, dar numai la mulțire dacă ar fi așa. A, păi, în numărul da? Care s-ar împărți la ambele, am avea 3 la 2, 9 egal cu 3 la 2. Da. 9 este egal cu 3 la 2. Oh, nu spuneți cu 3 de la 2, că nu înțeleg nimic. 3 ori 3, adică. Păi, măi, David, nu 3 ori 3. 3 ori 3, așa este. Davide, dar căutăm cel mai mic număr ca să nu pierdem timp, care se împarte și la 20 și la 9. Găsește tu deodată. Da, 180. 180, mă, ca asta. Că număr 20. Da, de ce zici bine, aș zis, nu, doar, că mă gândeam că 20. Din cauza asta, Daria, că n-ai comun divizori ca să poți să înlături, da? 20 e cu treaba lui, cu toți divizorii lui și 2 la 2 ori 5, iar 9 e 3 la 2. Și în final trebuie să iei pe toți. Am mai făcut noi chestia asta. Da? Și deci, de la un loc încolo, ochiul se formează și răspundem foarte rapid, 180. Și aici amplificăm cu cât? Cu 9. 20. Și aici, la 1, 180. Că e 1 pe 1 aici. Da. Și egal acum cu o singură linie fracții, Daria, da? Te rog să vorbești. Așa, deci este 369. Deci, numitorul este? 180. 180, nu uitați. Și o să am 9 ori 1, 9, 9 ori 4, 36. Și o să am 369 minus. Foarte bine. 20 ori 20. Ai făcut mai înainte. 400, da. Minus 400. Da, păi dar nu se... Da, da, se... nu contează. Voi știți cu datoria. Nu se poate scădea. Păi, dar ne ducem la unul, ne căutăm forțe noi. Da, cum zicea Maria, nu se poate. 180, da. Plus 180, închidem paranteza rotundă. Da. Spuneați-mi, mulțim cu 5 pe 2. Mi-amintesc că dumneavoastră inversați 400 cu 180 și... Îi vâneam pe 180 de vecini, se creșteau forțele acolo și făceam trei altă treabă, da? Da, da. Așa. Deci... 180, așa, ori 5 pe 2 este, nu? Ori 5 pe 2, minus 3 pe 1, închidem paranteza. Eu sunt mai în urmă, Daria. Un pic te rog să mă alegi. Minus 1 ăsta. Minus 1, da. Mulțim cu 5 pe 2, minus 3 pe 1, și acolo am închis-o. Ori 2. Totul ori 2. Și acum facem calculul. Acum putem să ducem pe 180 în față la 300. Încă 368, ca să-i crească puterea. 369. Și o să avem acolo, o să fie 9. O să fie 549. 549, da. Minus 400. Minus 400 pe 180. Da. Pe lângă ori 5 pe 2. Nu mai punem în paranteză, Daria, că ideea nu o fracție, da? Ok. Ori 5 pe 2. Minus 1 pe 1. Minus 1 pe 1, corect.
Totul. Punem acum o rotundă, că așa ori sunteți. Ori 5 pe 2, da. Minus 3 pe 1, închidem paranteza pătrată. Da. Ori 2. Și egal cu? Și egal cu... Trebuie să agiți ordoi, domnul profesor. Acum fac, uite așa. 9... Ordoi. Acum continuă Davide. Davide, la comandă. Da, iubi. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. Da. 549 minus 400 este egal cu 149. 149, a? 180. 180, da. Ori 5 pe 2. Ori 5 pe 2. Minus 1 pe 1. Închide paranteza rotundă. Da. 5 ori 2. Ori 5 pe 2. Ori 5 pe 2. Da, ori 5 pe 2. Minus 3 pe 1. Închidem paranteza pătrată, da. Ori 2. Ori 2. Deschidem paranteza pătrată. Așa. Da, trebuie să l-am notat. Poate se simplifică, domn profesor, acolo asta, ceva. Asta 180 cu 5. Corect. Prin cât? Prin 40. Nu prin 40, mă, că 5 mai prin 5 se poate. 90 și ceva. Cum mă, prin 5? Deci nu. Prin, ca auzi un divizor care se împarte și la ăsta? Și la ăsta de sus și la ăsta. Și care este? 5? 5 se împarte pe, la amândoi, da? Îi împarte pe amândoi. 5 îi împarte pe amândoi. 5 împărțit la 5 este 1, Davide. Și 180 împărțit la 5 e 36, ca să mai făcut. Da, 36. Da, 149. Ia să vedem, 149 Nu, dar încă n-am echilibrat. Nu trebuie să echilibrez. Să nu ne gândim... 149 pe... Prin 3 nu merge, prin 2 nu merge. Nu mai merge loc, da? 149 pe da. 72. Da. Da, 149 pe 72. Minus 1. Minus 1 pe 1. Da. Se pare de 0 rotundă. Da. 5 ori... Ori? Ori 5 pe 2. Ori 5 pe 2. Da. Minus 3 pe 1. Da. Și ne-am paranteză pătrată ori 2. Deci ne-am paranteză pătrată iată. Da. Deci ne-am paranteză rotundă. 149 pe 72 minus 1 minus 1 pe 1. Se simplifică amândouă prin 1. Nu am fost simplificat, Davide, că aici e mulțire. Nu-i, pardon, e scădere, dar nu se pune problema. Aducem la același? Aducem la același numitor. Adică primul mulțim cu 72, nu? Nu, pe al doilea. Primul cu nimic, pe ăsta cu 72. Da, păi... Păi ăsta la 1, nu? Că asta ai vrut să spui. Deci va fi egal cu? 72. Da. Minus 72 pe 72. Minus 149. Trebuia să spune așa. Da, adică, am zis, 149 pe 72. Punem un singur numitor. O singur numitor. Da. 149 minus 72, David. Ne obișnuim așa ca să nu mai scriem. Scriem prea mult. Înmulțit cu... Înmulțit cu... 5 pe 2. 5 pe 2. Continuă Daria. Așa, asta să văd asta. Minus 3 pe 2. Da, 149 minus 72 este egal cu 76. Ori 5 pe 2. Păi că n-am terminat. Ori 5 pe 2 minus 3 pe 1. Tu ești mai în față, probabil. Da, da, da. Tot într-o paranteză, ori 2. 3 pe 1, tot într-o paranteză, ori 2. Și egal acum cu, te rog. Este egal cu 77 pe 72 ori 5 pe 2. 77 a fost scăderea aia. Ai scăderea asta 77, dar de ce păreai? 2 din 9, 7, 7 din 14, da. 7, 7, dar de acord. 77 pe 72 ori 5 pe 2. 2 plus 3 pe 1. Minus 3. Minus 3 pe 1. Nu tot. Închidem paranteza rotundă pe ori 2. Ce sunt de 385 pe 144. Simplificăm ceva? Nimic. Deci 142 plus 180, cât ai zis mai? Cât ai zis? Înmulțirea aia, înmulțește pe domnul profesor, 300? 385. 385. Pe 144 plus 442 plus 144. Plus 42? Plus unde, plus chimios? Minus. Minus? Minus 442. Și am amplificat acolo cu 144 de dată, domn profesor. Deci minus 3. Era minus 3 pe 1. Adică 3 ori 144. 3 ori 144. Pe 144. Da. Tot într-o paranteză, ori 2. Și trebuie să fac 2 și 7.
Hai să vedem dacă... 344 i-am socotit, domn profesor, 442. Da. Deci face 385 minus... 442 supra... 442 supra... Și, 144. Pe lângă... Ori? Tot ori 2. Ori 2. Totul ori 2 și o să... Acolo o să am minus... 2,144, de exemplu, domnul profesor. E scăderea asta da. S-a întâmplat să fie... Dar noi nu ne speriem. Noi știm cu dacă da, noi simplificăm, da? Zic, zic, are o întrebare să-l urmărim. Stai puțin. N-am putea să... Trebuie să fie banal, dar 2 ori 2 ora, nu putem să-l ducem... 144! Sigur că da! Este foarte important! Păi asta ziceam și noi, despre asta vorbeam. 2 cu 144, simplu. Face aici 72. Ai zis bine, Daria, da? 442 acolo, domn profesor. 442. Așa, gata. Bine. Da. Minus 57 pe 144 ori 2. Și simplifici 2 cu 144. Da. I-a făcut acolo, minus 57, domn profesor. Minus 57 pe 72. O fi ireductibilă? Este ireductibilă. Din ce motiv? Pentru că a doua vrea să se împartă la... La 2. Stai. La prin 3 se poate. Prin 3? Prin 3? Ia gândește, prin 3 ar da, merge. Da, merge prin 3. 7 cu 2, 9, 5 cu 7, 12. Merge prin 3, domn profesor. Merge prin 3. Și ne dă 19 pe 24. Și face minus 19. Minus 19 pe 24. Care nu se mai poate prin 3. Și zic că 19 prin 2, prin 5. Dar 19 e prim. Adică 19 e prim, dacă unul e prim, nu mai încerci nimic. Gata. Decât prin el, prin numărul ăla, eventual. Da. Păi, Davide, tu ai văzut că s-a ajuns la un final cu minus? Băi, voi sunteți foarte buni. Da. Hai să vedem, să vedem ieșițul ăsta ce a scurs. Ce frumos. Cred că este un ieșițiu complex, cu de toate. Da. Cu toate și operațe. Și toate paranteze. Și numere decimale și ordine de toate paranteze. Nu, nu, mama, nu. Nu. Când la clasa 5, când începe clasa 5. De la clasa 5 am învățat voi. Când începe, știu. Da. Davide, am făcut aceste lucruri pentru că... Ne vreți să fim copii buni. Mi-ați permis voi. Corect. Da, mi-ați permis în sensul că ați înțeles. Ați înțeles, eu știam că ajung să fac asta. Facem lucruri de clasă 5-a. Și acum aș vrea să vă propun... Să compunem un exercițiu? Nu, să vedem așa. Vreau să-mi exprimați 3,25 grame plus 7,05 decagrame de ag egal cu câte în decigrame. Decagramele, decagramele e ce? În ce băcere? Băcere, stai puțin. Băcere, răspunsul în decigrame. Asta înseamnă că pe fiecare trebuie să le transformați la decigrame să le duceți. Adică gramele le împărțim. La decigrame. Gramele le împărțim cu 10. Și să fie 32,5. Da. Bravo! O să fie 32,5. Și acelea le mulțim cu 2. Și acelea o să fie mai multe sau mai puține? Mai multe! Wow. Mai multe! Sigur. Pentru că cu 100 le mulțim. Și cât o să fie? 705. 705. Bravo! Da! Și avem 32,5 plus 705. 32,5 decigrame. Ușor! Plus 705 decigrame. Egal cu câte decigrame? Egal cu... 737,5 decigrame. Face cât? 737,5 decigrame. Virgulă, așa, 737,5 decigrame. Mai dați-ne! Sigur că vă dau. Deci aici este... Deci până la urmă a spus bun. Da, deci asta e momentul în care acum ne întrebuințăm cu multipli și submultipli, vedeți? Alume! Așa. Și avem bucuria de a folosi ieșițiile și tot ce am discutat ieri într-un ieșițiu mai complex. Ia să zicem așa. A fi de... Cinci înmulțit cu 7,12 dac. Haideți, domn profesor.
Adică decagrame. Decagrame. Da. Minus 3 ori 2,05 grame egal câte centigrame. Egal centigrame. Dacă trebuie să aflăm centigrame, un profesor este la mare. Prima. Așa, transformăm tot în... În centigrame. Bun, hai. Pe prima... Dar nu facem înmulțirea aia întâi? Păi da, dar mai trebuie oricum să o înmulțim cu ceva. 700... Da, domnule, soră, 5 ori 712 centigrame. Dă-i un loc de... Nu, da, 7012. 7120. Dar dacă e 7, adică am mai întâi 10 ca să mă duc la grame. Să mă duc la grame, apoi 100 pentru 10 grame. 1000 de grame. Și numărul și el are 3 și are 7012. 7120. 7120 și 0 și 3, da? Deci, da. 5 ori 7120 de centigrame. Minus 3 ori, dacă vreți 3 așa. 3 ori, stați puțin, grame. Vă spun 100. Corect. 225. Bravo. 3 ori 205 centigrame. Și egal cu lucrăm. Și este egal cu... Trebuie să facem înmulțirea aceea, copii. Wow. 35.600 minus, minus 615. Corect. Și este egal cu... Faceți scăderea. Cât s-o dă la primul? 35.600. Și este egal cu 34.985 de centigrame. Nu ne păcăliți. Cât? 34.985 de centigrame. 985 centigrame, care este egal cu câte hectograme. Opa! Câte hectograme? Hectogramele, deci înmulțim cu 110. Înmulțim cu 2... Taci puțin! 110.000! Da, 10.000! 10.000! Și cât? O să fie mai multe, mai puține? Mai multe! Mai mult! O să fie 3, 4, 9... Mai multe o să fie? 0... Ele sunt multe și dacă le ducem sus la... A, punem asta așa, domn profesor! Punem virgula la stânga! Așa trebuie să mă duc. Peste câte? 10.000 are 4 zerouri. Nu, deci o să fie 3,4. După în fața lui 4. Da, bravo, după 3. Deci în fața lui 4. După 3. Între 3 și 4. Dar are 4 zerouri. Păi da. Păi are 4. Păi zis bine, mai. Că 3,4. Păi zis bine. Păi zis bine. 3, virgulă. El a spus între 3 și 4. El a zis în fața lui 4, că a zis după 3. Aceeași chestie. 3, virgulă. 4, 9, 8. 5 hectograme, da? Bravo! Bun. Hai să ne mai jucăm. Cât fac 3,15 înmulțit cu 7,01 grame plus 2 în 3 și o doime? 2 în 3 și o doime. A primul mână zi a grame. Ți-a dat o înmulțire. Atât. A. Așa. 2 în 3 și o doime. Înmulți cu 5,001. Ce asta, domn profesor? Nu, 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 10 grame. Nu știu eu. Grame. Egal cu... Câte kilograme? Ce e asta, domnul profesor? Kilograme. Deci gramele, deci gramele, deci avem 100, avem 100. Ai un catralion. Nu, 10, deci 100 de mii. Dar eu ce 100 de mii? De la cât? De la cât la cât, copii? 10 mii. Stai puțin, că eu am de la cât la cât, Davide? De la decigrame la kilograme sau de la grame la kilograme? De la decigrame. Așa. Deci o 10 mii? Da. Bravo. Oh. Bine, hai, dar lucrați pe al doilea și nu l-ați făcut pe primul, mă. Ai, caramba. Da, 10 mii. Ah, de la grame. 10, 10, 10, 10,
Nu, 1000. 1000, corect. Și cum o să fie acolo? 3,15 ori. Ziceți. 3,15 ori 7 700 70 1. Asta nu știi tu să bă, că să pui. Nu, ai dar să mai se mai pun că se rămâne un 0, da? Un 0, că corect. Da. Trebuie să ducă la după 3 kilograme, da? Plus 5 pe 2. Așa e bine kilograme? Da, 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 nu, da, kilograme. Kilograme acolo? Oh, da, oh. Kilograme. Păi ce ați făcut? Unde ducem? Încolo sau încolo? Încolo! O să fie mai puțin sau mai mult? Mai puțin? Da. Știi să faci? Da. Ce nu? Veniți încoace! S-a scus! Ce doare, știi să facem! Yes! Vă știți a șaptea? Da! Deci, băi copii, mai mult sau mai puțin o să fie? Mai puțin! Mai puțin! Și cât? O să fie 7. Nu, nu, 0. 0. 0. Deci o să fie să fie mai puțin, o să 0, virgulă, ziceți. 0,7. 7 0 0. 0. Nu, 0. 0,7. 0,1. Corect. Cum? 0,01. 0,07. Dar eu romii, domn profesor? Ai eu romii, 701 avem. Așa. Deci, 0,701. Copii, vezi cum mă duc peste câte zecimale? 3. Peste 3. Una. Ia să vedeau deoparte. Era așa 7,01 și eu, virgula asta trebuie să o duc peste una, două. Păi da. Deci am una, două, trei. Abia acum 0, 0,00701. Wow. 0,07. Da, 0,007. Ce tare, chemați-i fie de clasă. Peste 3 trebuie. Peste 3 cifre. Vezi, da, să încoace! Da? Deci vine 0,00701 kg. Hai, vă uitați-vă aici. Deci 7,01 grame înseamnă 0,00701. A, se mai adaugă pentru că noi avem 1000. Pentru că avem nevoie de 1000, nu? Da. Trebuie să împărțim prin 1000. De la grame la kilograme, da, 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 1000. Și eu n-aveam decât o singură... Aveam aici o singură cifră, mai îmi trebuiau încă două cifre ca să facă 1000 fie cu 3 da, corect, ore. Corect, da. Și iată că acum pun, după ce am făcut mișcarea virgulei la stânga, 0,007. Ea a fost aici, nu? Corect. Acolo a fost. A fugit în partea asta, peste 3. A dispărut. Și acum continuare, da? Plus 5 pe 2. Haideți copii, mergeți. Plus 5 pe 2. Ori... Acolo cât? Ori, de la deci grame la kilograme, ori ar fi mai multe sau mai puține? V-am spus! 100.000! Păi da, nu, mai multe sau mai puține? Mai puține! Mai puțin, sigur. Ia să vedem, și dacă 100.000 cât o să fie? Are 100.000 câte zero are? Are 6 zerouri. 100.000? Nu, are 5. 5. Ah, da, 5. Să fie 0,0. Da, 100.000 sau 10.000, domn profesor? Dacă are 5 zerouri, 0! 10.000 sau 100.000? 100.000! Păi de la gram, de la gram la kilogram e 1000. 10.000. Pentru că urcăm cu scară și da. Exact. Deci, dacă avem 10.000, 10.000 are 5 zerouri. 10.000 are 4 zerouri. 10.000. A, da. 4 da. Zerouri. Ia să-l facem deoparte. 5,001. Ascultă, trebuie să ducem încolo, Daria. Păi da. Uite așa. Uite, una este. Una o am. Păi da. 0,004. Da, așa, 0,4. A, 0,0005001. What? Oh! 0,000. Și asta când nu se învăță mai la propriu? Acum am învățăm. 0,01. Wow, la școală. Acum învățăm, dar asta nu școală. Asta nu școală, mă? La școală, școală! La școală, școală. Clasa 5 se învață asta. Nu cred. Dacă spun. Dar să-i faceți fac noi, da. Zice mare, toată manevra asta. Da, la, și la sfârșit când faceți unitățile de măsură, atunci o să le faceți voi cu numele 10. Ce tare! Să știm că te-o să facă! Aoleu, și acolo două profesor și cu 5 pe 2 ăla. Ai ce tare! Da. Cum îl transformăm? 5 pe 2 ăla în 10 mare o să facem, nu? Cum transformăm chestia aia? Ia împărțiți-mă pe 5 la 2, să vă, cât ne dă? 2 virgulă? 2,5, băi. Da, e jumate, am. Jumatea lui 5, mă. 2,5! 2,5. Deci aici poți să spun
Am înțeles. Asta trebuie mulțit cu asta și mai ce zic 0,5 cu ori asta. 2,5. Dar am și eu, am și eu o întrebare. Deci, cum îi mulțim? Haideți voi înmulțirea acasă și vedeți mâine cu rezultat. Asta, asta. Dacă nu știți, dacă nu știți. O să nasc pe proful noi la ora 1 dimineața. Noi, ora noaptea mai se arată. Noaptea, măi, da. Noaptea, ca să se învețe minte. O să sunăm noaptea târziu. La 1 noaptea să nasc pe proful ăla, nu știu să facă mulțirea, domnule. Asta mă întreb. Profesor, dă David, să facem sinteza, să facem sinteza. Am făcut așa, fracții, fracții decimale, operații cu... Egală. Deci, da, e așa. Da, fracții. În cele două variante, ordinare și decimale. Corect. Ordinare. Și decimale. Și decimale. E luna? Nu. Doi. Trecerea dintr-o formă în alta. Da. Ia mă prin luna, da. Dintr-o formă în alta. Da. Hai, deci trecerea dintr-o formă în alta. Trei. Operații. Operații cu... Cu fracții. Și fracții sau numere decimale. Așa. 4. Ordinea. Efectuării operațiilor. Efectuării operațiilor. Operațiilor și a paranteselor. Și a paranteselor, corect. Am făcut transformările astea. Ordinea efectuării operațiilor și a paranteselor. Da. Transformările astea. 5. Introducerea întregului infracție. Corect. Introducerea întregului infracție. A fost nou pentru ei. O să-ți explicăm și puteri, David, un pic să nu te mai sperii de 9, că se scrie 3 la 2, adică 3 ori 3. Da, adică 3 ori 3 m-am prins. Și 3 la 3, 3 ori 3. Adică 9 ori 3. 27 se scrie 3 la 3. 3 la 3. Și de ce? Că 3 ori 3, 9, 9 ori 3, 27. De câte ori se repetă? Da. Deci eu prima dată când am văzut am reușit. Să nu uitați de like și share! Așa.